Da, și? Domnule director, da. Leul nostru a început să vorbească! Da, slavă Domnului! Nu-l mai căutați pe dresor, l-am găsit! Domnule doctor, ajutați-mă, în legătură cu soția mea, eu cred că e o problemă acolo. Nu știu ce să mă mai fac cu cele 30 de pisici ale ei, domnule doctor, le ține în casă și mirosul a devenit insuportabil. Să se rezolvă foarte simplu, de ce nu deschideți ferestrele? A, nu, asta nu, nu se poate, pentru nimic în lume, nu. De ce? Cum de ce? Eu sunt dresor la circ. Și? Păi și-ar lua zborul cei 380 de porumbei, voiajori ai mei. Și când te gândești că în ziua logodnei mi-a promis mașină, bani, blănuri, bijuterii... Dar ce meserie avea? Iluzionist la circ. Domnule regizor, colegul meu are un număr extraordinar. Dar ce face? Înghite săbii. Ce să spun, s-a mai făcut și pe la bâlciuri. Da, da, sabia pe care o înghite prietenul meu are 1,90 m. Și ce dacă? Pe el are numai 1,10 m. Bună ziua! Bună ziua! Am venit pentru anunțul din ziar, domnule director. Da, vă rog, luați loc. Domnule director, am un număr senzațional, de excepție. Da? Care? Ia o femeie, fierăstrău. Așa. Pun femeia pe masă și o tai în două cu fierăstrău. Dom'le, numărul ăsta cu femeia tăiată în două s-a mai făcut, așa că... Da! Dar nu pe lung. Gata, m-am hotărât. La noapte o să dorm cu șerpii mei. De ce, dacă îți fără colegul de camere? Nu! Dar hotelul este plin de șoricei. De câte ori mergem cu circul în turneu în străinătate, soțul meu își mai cumpără o pușcă scumpă, ha? Soțul tău are hobby-uri așa de costisitoare? Și mai costisitoare. Zău? În 3 țări plătește pensia alimentară. Domnule regizor, vă rog să mă iertați, vă deranjez, nu știu câta oară. Surorile siameze din rulota de lângă mine se ceartă noapte de noapte. Nu pot să dorm. Și ce vrei să-ți fac? Pune și dumneata pe cineva să le despartă. Domnule doctor, mai am un coșmar. Celebrul iluzionist David Copperfield îmi dă întâlnire în fiecare noapte. Oh, domnișoară, dar nu trebuie să vă considerați bolnavă pentru că vă dă întâlnire David Copperfield. Băi, da, da, el nu vine niciodată. Păi cine, dacă tu faci dresură de elefanți? Da. Dar tu aveai un număr minunat, o dresură de purici. Da, da, tu nu știi. Odată cu înaintarea în vârstă scade vederea. Mi-aduc aminte, în tinerețe aveam un număr de iluzionism extraordinar. Împreună cu soția mea, Lily. O tăiam în două, era ceva, ce aplauze luam. Din păcate, viața ne-a despărțit. Pare rău, păcat. Și Lily, unde e acum? La Londra și la Paris. Bună ziua, domnule director. Bună ziua, iară, dumneata? De data asta am un număr și mai tare. Da? Mă interesează. Care? Iau pietroaie. Așa. Le arunc în sus și dau cu capul în ele. Aha. Și acolo în valiză ai pietroaie? Nu. Antinevralgice. Ah. Domnule regizor, da? V-a plăcut numărul pe care l-am prezentat aseară la spectacol? Care? Acela cu șoricelul care cântă la pian și pisicuța care interpretează arii din opere. Da, 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 drăguț, bravo, drăguț. Da, vă mulțumesc, dar trebuie să vă spun un secret. Pisicuța nu cântă de adevăratele, șoricelul e ventrilog. Să știi că mi-am dat seama. Mai îmi pare rău. Dar știți, domnule regizor, aș mai avea o propunere. Am o cățelușă, Miruna. Și ce știe să facă? Cântă la vioară. Interesant. Și ce repertoriu are? Muzică clasică. Bach, Beethoven, Monteverdi. Dar ceva Paganini nu știe? Cum să nu? Ei, bravo, dar nu pot să o angajez. De ce? În orașul în care urmează să facem noi turneul, muzica clasică nu e gustată. Domnule doctor, nu mă simt bine deloc, domnule. A, ce meserie aveți? Sunt directorul circului și înghițitor de săbii. Și ce anume înghițiți?
Păi săbii, suliți, spade, florete, satâre, costoare. V-aș recomanda o dietă timp de o săptămână. Va trebui să înghițiți cuțitașe, briceguțe, lame de ras și bisturie mici. Da, o unghieră mică înainte de masă pot? Grave, am auzit că de câte ori te cerți cu soțul tău, se supără și pleacă să doarmă în cușca leilor. Ai văzut cu ce fricos m-am măritat? Da, domnule șef, și va trebui să numărăm și cuțitele. Și înainte de deschidere și după închiderea restaurantului. De ce? Bine, v-am spus. Am primit un telefon. Astăzi va lua masa la noi închizitorul de săbii. Domnule director, om te-am făcut de data asta. Iară dumneata, domnule, iar ai venit cu un număr. Ce număr ai iară? Iată la mine aici, am un număr de senzație. Mă urc în arenă, sus pe trapez. Așa. Mă arunc de acolo, fac două salturi mortale, fără plasă, și aterizez direct în sticla asta. În sticla asta? Da. Formidabil. Și cum reușești, domne? Cum faci? Simplu! Pun pâinea! Și rău, știi ce? Cam astea sunt simptomele. Da, am înțeles. Uitați, acesta este medicamentul potrivit. Acesta? Da. Și cum se administrează? Oh, foarte simplu, de trei ori pe zi câte o linguriță. Mă tem că va fi cam greu. De ce? Pentru că la noi la circ zebra bea din găleată. Ah.